frați și surori, suntem în casa Domnului, înaintea celui preanalt și am dorit să spunem fiecare cum spunea Cornelie. Corneliu spune că i-a spus lui Petru acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Dacă suntem conștienți că Domnul este prezent aici, atunci în continuare vom avea inimile deschise. Domnul ne-a vorbit până aici. Dar dorim în continuare Domnul să ne vorbească. Amin. În Matei, în capitolul 11, spune că de la Ioan Botezătorul împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. Cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. Oamenii care sunt rezervați, sceptici, n-au șanse să pună mâna pe împărăție. Aici, în textul nostru, printre altele, foarte frumos ne spune Cartea Sfântă, la un moment dat, în Fapte, capitolul 16, spune aici, versetul 30, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Parafrazat, ce trebuie să fac ca să am parte de împărăția cerurilor? Împărăția cerurilor sau a fi mântuit e același lucru. În momentul în care ești mântuit, intri în împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus spunea că împărăția cerurilor nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo, că iată că împărăția cerurilor este în lăuntru vostru. În Matei, în capitolul 20, versetul 43, spune că de aceea vă spun că împărăția cerurilor va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Aceasta a stârnit o împotrivire din partea izraeliților, a evreilor, a poporului lui Israel. Ei nu au putut concepe că împărăția poate fi luată de la ei. Ei au crezut că sunt un popor privilegiat și numai ei au parte de mântuirea celui preanalt. Dar Domnul a spus foarte clar, împărăția va fi luată de la voi. Împărăția cerurilor începe de aici și reprezentanta împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ este biserica lui. În momentul în care cineva intră în biserica lui, face parte din biserica lui, implicit face parte din împărăția lui Dumnezeu, care începe de aici, de pe pământ. De aceea în această zi am dorit în continuare să vedem ce-a făcut acest om din Fapte, capitolul 16, ca să aibă parte de această împărăție a cerurilor, să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu. Și ce trebuie să facem noi? Ceea ce vreau să spun de la început este că botezul în apă, uitați cei patru, încheie un legământ astăzi cu Domnul. Dar Petru spune în epistola lui, printre altele, că botezul în apă nu este curățirea de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Ce vor face ei în apa botezului, vor mărturisi că viața lor deja este curată. Și cel ce curățește și noiește viața unui om este Domnul. Amin. Sigur, cu acest concurs al omului, omul trebuie să dorească și trebuie să vină la Domnul. Și cel ce face înnoirea, curățirea, este El. Legământul comportă două aspecte, o mărturie a celui preanalt, dar și o mărturie a omului. Legământ înseamnă un contract, dacă vreți în termenii noștri moderni. Un contract, o tranzacție între două părți, înseamnă un legământ. Și de la început Biblia consemnează acest legământ. De bună oară în cartea Genesei, în capitolul 15, Biblia vorbește aici despre Avram că a încheiat un legământ cu Domnul. Și am vrea să fim puțin atenți, să vedem ce îi spune Domnul lui Avram. Versetul 7 din capitolul 15 din Genesa. Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Și Domnul i-a zis, versetul 9, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel.
Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia. Versetul 13. Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Spune în continuare versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc. Și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor, ca niște flăcări care au trecut printre și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram. Și-o promis aici în versetul 18 și 19 și 20 țara pe care o are în vedere pentru el. Semnul legământului că Domnul l-a încheiat cu Avram pe de o parte era că Domnul a trecut și acel foc omistuit acele jerfe care au fost aduse, ca un culoar care era, o despicat în două acele animale și păsările și-o pus una în fața celelalte. Iar pe culoarul acela trebuia să treacă cei care încheiau legământul, Domnul și trebuia să treacă și Avram. Și semnul că într-adevăr legământul a fost veritabil și a avut valoare, a fost că s-a coborât flacăra care a mistuit acele jerfe. Biblia consemnează și în cartea lui Ieremia foarte frumos tot în această direcție și aș vrea să citesc din capitolul 34 ceva ca să înțelegem. Spune aici așa, de la versetul 18, da, citim de la 16, chiar și 15. Voi v-ați întors astăzi în voi înșivă, ați făcut ce este bine înaintea mea, vestind fiecare slobozenia pentru aproapele său, și ați făcut o învoială înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu. Dar pe urmă v-ați luat vorba înapoi și m-ați pângărit numele, luând iarăși înapoi fiecare pe robii lui, roabele lui, pe care le sloboziseră și lăsaseră în voia lor și ați silit să vă fie iarăși rob și roabe. De aceea așa vorbește Domnul, nu m-ați ascultat ca să vestiți slobozenia. Versetul 18. Și pe oamenii care au călcat legământul meu, care n-au păzit îndatoririle învoielii, au zis ce este legământul, o învoială, îndatoririle învoielii pe care o făcuseră înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui. Ieremia, după mult timp, consemnează același lucru. Asta era procedura în Vechiul Testament. Era semnul legământului, că Domnul acceptă legământul, când Domnul trecea și el și flăcările mistuiau acea jertfă. Trecea cel care încheia legământul omul, în cartea Genesiei respectiv Avram, iar aici Ieremia consemnează cei care au încheiat legământ cu mine și au trecut printre cele două jumătăți ale acestor jerfe și Domnul care la rândul lui a consfințit jerfa și a lăsat semnul cu a accepta jerfa. Și aici spune că cei din vremea lui Ieremia nu au împlinit îndatoririle învoielii, e o învoială. Legământ înseamnă învoială. În cartea Exodului, vis-a-vis de această învoială, au zis numai, vis-a-vis de acest legământ ce spunea, ce le spunea lor, Domnul poporului lui Israel, versetul 5 din capitolul 19 din Exod. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Semnul în dreptul omului, a națiunii, era să împlinească, să trăiască îndatoririle învoielii. Biblia ne spune însă că poporul lui Israel nu a împlinit. Și la un moment dat, încă o dată, menționez și a spus Domnul în Matei, în capitolul 21, versetul 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.
Domnul se referea la biserica nouă testamentală. Și cu privire la acest popor care Domnul anticipa că va duce roadele cuvenite, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, uitați ce frumos vorbește cuvântul Domnului. Ioan 1, începând cu versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, la națiunea lui Israel, dar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. O venit la poporul lui Israel și poporul lui Israel nu l-a acceptat. N-or fost la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu s-a lăsat fără o mărturie, o ales și-a avut, sigur, în planul lui, biserica lui, poporul lui și tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. În această zi noi vedem pe cei patru îmbrăcați în alb. Ce fac ei? Încheie un legământ cu Domnul. Care este mărturia lor, mărturia omului în Noul Testament, vis-a-vis de cei ce intră în împărăție, cei ce intră în biserica Domnului? Pentru că reprezentanta împărăției aici pe pământ este biserica lui. Este mărturia pe care ei trebuie să o depună în această zi. Botezul în apă nu este curățirea de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Biblia ne spune în Evanghelia după Matei, foarte frumos, în capitolul 10, versetul 22 în continuare, 32, spune așa: de aceea pe oricine cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce vor face ei în această zi? Vor depune o mărturie că ei cred în Domnul Iisus și îl acceptă ca stăpân și Domn al vieții lor. Mărturia lor. Dar apoi mărturia trebuie să fie toată viața prin trăirea lor. În această zi ei mărturisesc că Domnul a lucrat deja în viața lor. Prin botez, noi când intrăm în apa botezului, nu ne curățește apa. E mărturia că deja suntem curățiți, suntem înnoiți. Suntem deja copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a transformat viața și doar vreau să-L mărturisesc pe El că este stăpânul și Domnul meu. Care este mărturia Domnului în continuare? Că trebuie să fie și o mărturie a Domnului. Mărturia lor va fi astăzi în apa botezului care va continua toată viața. Cât vor trăi pe pământ? Prin trăirea lor curată, sfântă și binecuvântată. Biblia ne vorbește foarte frumos în Cartea Faptele Apostolilor. În capitolul 15, versetul 8 și 9 spune așa: și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Mărturia lui Dumnezeu este momentul în care Domnul botează cu Duhul Sfânt. Acea ființă care l-a mărturisit pe el. Noi îl mărturisim cu buzele noastre și cu viața noastră, că El este stăpânul care a lucrat deja în viața noastră și L-am acceptat ca Domn, iar Domnul încă o dată spune: a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei. Acum, cu privire la această mărturie a Domnului, mărturisirea pe care, sigur, avem nevoie de ea, uitați ce ne spune Biblia în 2 Corinteni, în capitolul 1. Versetul 21 spune așa: și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Prin ce cunoaștem noi și cunosc oamenii și cerul întreg că suntem ai Lui? Prin pecetea pe care El o pune în noi. Știți ce a spus Biblia, ce spune în Ioan, în capitolul 6, versetul 27? Pe El, pe Domnul Iisus, Tatăl l-a pecetluit cu pecetea sa. Și Domnul a fost pecetluit de cel preanalt. Și pecetea Lui a fost momentul, citim în Luca, sigur, dumneavoastră știți, dar reamintim cu această ocazie Luca, capitolul 4.
Ne spune aici foarte frumos, versetul 1, Iisus plin de Duhul Sfânt s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Iar în versetul 14, ca o reluare, Iisus plin de puterea Duhului Sfânt s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul de prin prejur. Iar atunci când a venit Duhul și s-a coborât sub formă de porumbel, Tatăl o mărturisit despre El. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. De aceea am vrea să nu uităm, legământ înseamnă două mărturii, mărturia omului și mărturia celui preanalt. Amândouă au valoarea lor. Biblia ne spune foarte frumos în epistola lui Pavel către Efeseni, ne spune aici în capitolul 1, foarte frumos, tot în această direcție, și aș vrea să citesc capitolul 1, versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună, un acont, o arvună moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Botezul cu Duhul Sfânt este pecetia. Sigur, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, spune așa, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să depărteze de fără de lege. Prin ce cunoaște Domnul? Prin pecetea cu care ne-a pecetluit. Acum, vis-a-vis de această pecete, noi trebuie până la capăt să o avem, să o păstrăm. Pentru că în cartea Efesenilor, în capitolul 4, versetul Efeseni 4, versetul 30, spune așa, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și aici arată prin ce îl putem supăra, întrista. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Biblia spune că păcate mari, adulterul sau lăcomia de avere, nici nu trebuie măcar să fie pomenite în mintea voastră, nici nu trebuie să se nască asemenea gânduri. Dar aici vorbește de lucruri mult mai mărunte pe care poate noi le acceptăm și prin care totuși noi îl putem întrista pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu doresc Dumnezeu să ne pecetulească pe toți cei prezenți. Cei ce am primit pecetea din partea celui preanal, mărturia că suntem ai Lui, să rămânem până la capăt. Amin. Pentru că vis-a-vis de această afirmație, uitați ce spune în Filipeni, în capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, preaiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Mântuirea, am intrat în împărăția cerurilor, dar trebuie să rămân în ea, în biserica Lui. Vreau să spun că nu toți care suntem aici, m-aș bucura toți să fie, și în biserica Domnului, adevărată, biserica celor întâi născuți. Aici este adunare, biserica locală. Din biserica locală fac parte cei ce au această mărturie, cei ce trăiesc și sunt născuți din nou. Ei fac parte și din biserica lui Dumnezeu. Știți ce a spus Domnul Iisus, ce a spus Pavel, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19 și 20. Într-o casă mare sunt și vase de aur și de argint, dar și de pământ și de lut. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas sfințit, folositor Tatălui pentru o lucrare bună, destoinic pentru o lucrare bună. Dacă toți ne vom curăți și vom avea parte de nașterea din nou, de pecetea pe care ne-o dă El mărturia Lui, toți vom face parte și din biserica Lui. Eu doresc Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Să ne ajute Domnul să avem parte, să-L mărturisim, dar apoi să rămânem în această mărturie pe care Domnul o are pentru noi. Vis-a-vis de această lucrare a botezului în continuare, aș vrea să amintesc câteva lucruri. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac? Vreau încă o dată să spun, ca să înțelegem și mai bine, de bună oară cina Domnului noi o luăm, nu să ne sfințim, să fim mai sfinți.
pentru că suntem sfinți, luăm cina Domnului. Cina Domnului nu ne sfințește. Dacă cumva eu nu sunt sfânt la cina Domnului, cina nu mă sfințește. Cei care se botează, nu se botează să fie curățiți în apa botezului, ci pentru că sunt curățiți, ei îi mărturisesc că Domnul deja a lucrat în viața lor. Aici, temnicerul acesta pune întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Uitați ce răspuns îi dă Pavel. Pavel și Sila au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. În continuare, câteva lucruri aș vrea să le amintim, să le subliniem. Ce trebuie să facem noi? Primul lucru pe care vreau să-l menționez este, trebuie să cred. Foarte important acest lucru. Ne spune Biblia aici, în Faptele Apostolilor, ne spune în capitolul 20, versetul 21, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Pocăința e față de Dumnezeu, pe El am întristat, fața Lui, fața Marelui Creator. Și noi avem nevoie de pocăință, nu-i cineva care să n-aibă nevoie de pocăință. Dar pocăința aceasta înseamnă credința în Domnul Iisus. Fără credința în Domnul Iisus, noi nu ne putem pocăi. Filiera de intrare în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu, este credința în Domnul Iisus și pocăința față de Dumnezeu. Foarte frumos spune aici, în Fapte, la un moment dat, uitați un verset care, sigur, poate să atragă după sine când medităm la el multe întrebări. Spune aici versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Toți cei ce erau rânduiți, cum sunt unii rânduiți să capete viața veșnică, iar alții nu? La asta se referă, nici pe departe. Ar însemna că ar fi un Dumnezeu nedrept. Aici nu e vorba de predestinație. De multe ori există această idee, păi în momentul în care sunt mântuit, sunt mântuit, nu mai pot pierde mântuirea, o poți pierde. Apostolul Pavel, omul din Noul Testament, de care Domnul s-a folosit cel mai mult, știți ce spune, fraților, eu nu l-am apucat încă. Fac un lucru, uite ce este în urma mea, mă arunc spre ce este înainte, ca o să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de el. Zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora eu însumi să fiu lepădat. Știți când spune el, doar în 2 Timotei, în capitolul 4, cu versetul 7 în continuare, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința până în ultimă clipă, până în ultim moment. Până în ultim moment eu trebuie să cred în Domnul și în ajutorul Lui, în mântuirea Lui. Noi am putea aici schimba și toți cei ce erau rânduiți, zice aici, să capete viața veșnică au crezut. Și toți cei ce au crezut sunt rânduiți să capete viața veșnică. Toți cei ce au crezut. Și Biblia spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută, pe cei ce se apropie de El. Credința în Domnul Iisus. Credința în El e o putere, o forță extraordinară. Nu în anume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A venit la Isai, nu l-au putut accepta. Ior, sigur, pe Dumnezeu îl acceptau, pe Elohim, dar pe Iisus Hristos, ca Fiul de Dumnezeu, ca mântuitor personal, nu l-au putut să conceapă așa ceva. Și de aceea au pierdut bătălie, au ieșit din această schemă a celui preanal, plan al lui Dumnezeu. Sigur, și dintre ei sunt mântuiți cei ce-L acceptă. Și fără credință nu putem să fim mântuiți. Nu există posibilitate de mântuire. Ioan capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine și ascultă cuvintele mele are viața veșnică. Viața veșnică este condiționată de credință. Credința în Domnul Iisus. A venit la Isai, dar Isai nu l-au primit. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică.
Încă o dată reamintesc ce spuneam la început, de la Ioan Botezătorul împărăția să ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție, cei ce cred în Domnul Iisus și în cuvântul Lui, în promisiunile Lui, intră în acest plan al Lui Dumnezeu. De aceea în această zi doresc Dumnezeu să ne dea credință. Amin, amin. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul Lui Dumnezeu. Cea mai mare pierdere pentru omul muritor este să stea departe de Biblie, la ora actuală. Cartea aceasta Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne descoperă planul Lui aici. Lucrarea Lui de mântuire. Romani, capitolul 10, știți ce spune, sigur, sunt versete pe care noi le știm. Spune aici foarte frumos, versetul 9 și 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Eu nu fac altceva decât să mărturisesc ce cred. Eu trebuie să cred din toată inima acest lucru. Dacă crezi în inimă și îl mărturisești, această credință o mărturisești. Ea se materializează mărturisind-o cu buzele, dar și cu trăirea, cu viața. Degeaba spun cu buzele dacă cu viața, eu nu mărturisesc că într-adevăr Dumnezeu este stăpânul meu și Domnul meu. Căci prin credința din inimă se capătă neprienirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cu cât citesc mai mult în cuvânt, cu atâta credința crește. Să știți că și credința diferă de la unul la altul. După măsura credinței și un proroc de bunoară și prorocii diferă de la unul la altul. Fiecare după măsura credinței lui. Cu cât citesc mai mult în cuvânt și mă adâncesc, cu atâta și credința crește. În această zi dorim pe cei patru în mod special Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ei îl vor mărturisi pe Domnul, au credință. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos. Să crezi în jertfa din Golgota, în sângele Lui, în prezența Lui. El tot timpul este prezent. Nu un alt nume, prin El filiera, poarta de intrare. Eu sunt ușa. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. El este totul. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În El noi avem totul de plin, în Domnul Iisus Hristos. Tatăl așa a lucrat, încât în El să fie focalizate toate binecuvântările posibile. Amin? Amin. Doamne, binecuvântă biserica aceasta. Amin. Mărește-ne, Doamne, credința. Amin. Izraeliții au fost dați la o parte din pricina necredinței lor. Biblia spune că o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeu. Ce frumos însă să ai credință și credința aceasta să rămână o permanență. Chiar atunci când nu vezi împlinirile și dorințele materiale, financiare, profesionale, familiale. Și atunci eu trebuie să rămân constant, plin de credință în Dumnezeu care controlează toate lucrurile. Că la pupitru de comandă este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să prejudicieze voința liberă a vreunui om. Îmi place mult. Mă gândeam în această dimineață, am văzut foarte mulți tineri la dumneavoastră, ca și la noi. Și la noi, la Betel, în Arad, sunt foarte mulți, sute de tineri. Și mă gândeam la versetul acela din cartea Eclesiastul. Capitolul 8, zice, bucură-te tinere în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar nu uita că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Dar spune în continuare că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și mă gândeam aici, caracterul trecător al tânărului, a omului pe pământ. Doamne, cum trece, aici mai cunosc în biserică persoane din țară. Mă uit la unii din dumneavoastră, mi-aduc aminte de ani cu ani în urmă, când eram tineri și cum s-au dus extraordinar. Sunt în generația care așteaptă în continuare să trecem în veșnicie. Dar e extraordinar tot timpul să te uiți în urmă, să n-ai regrete că ai trăit. Dacă am un regret, am un regret și regretul este că mai mult trebuia să citesc cuvântul, mai mult trebuia să trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Sigur, nimeni nu poate ajunge aici la desăvârșire. Mai mult trebuia, mai mult trebuia. Caracterul trecător, dar tânărul uită cât e tânăr, că există o continuitate a vieții dincolo. Viața continuă dincolo.
la o altă scară, la o altă cotă. Nu uita că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și te va întreba, ți-am dat viața. Vedeți, Dumnezeu primește la orice vârstă, aici e frumusețea. O ieși la ceasul al dis de dimineață, la ceasul al treilea, al șaselea, al nouălea, al unsprezecelea. Dar e extraordinar de tânăr, din copilărie, să-ți poți preda viața Domnului Iisus. Să poți cânta aici, în casa Domnului pentru El. Să poți lucra pentru El. De tânăr să citești Biblia, de tânăr să te rogi, de tânăr să împlinești. Ce frumos! Trec anii, trece viața și știți cu ce rămânem? Doar cu ceea ce am lucrat pentru Domnul. Toate celelalte rămân aici. Poți să fii oricine, orice nume ai. Toate rămân aici. Dar cu ce ai făcut pentru Dumnezeu, vei merge dincolo. Eu doresc Domnul să binecuvinteze tot tineretul bisericii. Să pune în ei dorința după Dumnezeu. Dar îmi zic de multe ori, Doamne, ce câștigă, și aici în viață ești binecuvântat, în familie. Doamne, dacă pentru pacea, liniștea și armonia din familie, pentru faptul că copiii m-au ascultat și s-au racordat la toți într-o armonie, pentru asta merită, dar noi nu ne-am pus nădejdea numai în viața aceasta. Nădejdea noastră este în cealaltă viață, că aici totul se duce, dar și pentru asta merită. Să simți că Dumnezeu în fiecare zi cu tine, în casă, în familie, toate mișcările sunt sub controlul Lui. Este extraordinar. Merită să-L slujim pe Dumnezeu. Amen. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Trebuie să cred. Un al doilea lucru, ce să fac să fiu mântuit? Trebuie să mă pocăiesc. Pocăința față de Dumnezeu e un termen care creează repulsie. Nu se poate fără pocăință, nu se poate. Dacă există cineva care crede că fără pocăință, fără credință și fără pocăință se poate ajunge dincolo, o greșit. Biblia nu spune așa ceva, e o erezie. Spune Biblia foarte frumos, de bună oară în Evanghelia după Matei. Citim aici, dar citim și în Marcu și apoi în Matei. În Marcu spune aici, era amintit deja versetul, Marcu 16. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Va fi osândit. Fără credință și fără pocăință adevărată, nu există mântuire. Matei, capitolul 28. Foarte frumos aici Domnul Iisus le spune. Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Tot. Nu unilateral, numai ce îmi convine, tot. După ce am împlinit tot ce trebuie împlinit, să spunem, suntem niște robi netremnici. Am împlinit ce eram dator să împlinim. Reamintesc în casa lui Cornelie, Petru, când a intrat. Petru a zis, văd că Dumnezeu este nepărtinitor. Că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprienirea, este primit de El. Iar Cornelie a spus acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu să ascultăm tot ce ți-a poruncit, tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Și una din poruncile Lui este această pocăință. Și eu m-am pocăit în tinerețe. Am crescut într-o familie de credincioși. Am așteptat cu bucurie. În vremea aia nu se boteza decât la 18 ani. Nu s-a acceptat mai repede botezul. Mi-aduc aminte că ne-am botezat la Gloria, la biserica din Bujac. Toate bisericile din Arad, acolo făceau botezul. Cam două pe an. 103 persoane ne-am botezat atunci. Dar m-am așteptat până la 18 ani. Am dorit foarte mult să vină momentul acela. Când să-L pot mărturisi, când să pot depune o mărturie, în mod plenar, în mod public. Ce frumos, ce lucrare. Dar de atunci și până acum au trecut ani. Tot timpul, sigur, noi trebuie să-L mărturisim pe Domnul. Eu doresc, Doamne, lasă sfânta pocăință peste noi. Auziți ce spune vizorii, ce aduce această pocăință, ce aduce? Auziți, trei lucruri le amintesc așa, tangențial numai. Spune aici a 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24 și 25. Robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Ce afirmație subtilă. Au zis că nu mă pot, eu aș vrea
Și și-a spus Apostolul Pavel că doresc aproape eu însumi să fiu anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Nu a putut pocăi pe nimeni. Zice acolo, care se pocăiesc nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică Dumnezeu dă pocăința, e o taină asta. La cine dă pocăința? Domnul Iisus spunea în Ioan 6, nimeni nu poate veni la mine dacă nu e atras de Tatăl care m-a trimis. Dar pe cine atrage Tatăl? Tatăl atrage o inimă care îl caută, îl dorește, bâjbâie. Se gândește la Dumnezeu. Un om care nu se gândește, n-are treabă, e concentrat și focalizat numai spre cele trecătoare, e lăsat în pace. Domnul îl atrage pe cel care se gândește, pe cel care are dorință, pe cel care vrea mântuirea. Fără, vreau să vă spun că accidental, nimeni nu se va trezi în împărăția lui Dumnezeu în cer. Uite, eu nici nu m-am gândit, dar uite, sunt mântuit, asta nu va fi niciodată. Noi trebuie să dorim, noi trebuie să tânjim. Și Domnul care vede, este Cel ce ne atrage. Și aici spune, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, și auziți ce se întâmplă, ca să ajungă la cunoștința adevărului, prin pocăință, altfel nu ajungi. Sunt mulți care citesc Biblia, o pun Biblia în unghier, acolo într-un unghier, în bibliotecă, și o lasă, am și o Biblie acasă. Peste tot la ora actuală sunt Biblii. Va sluji de mărturie celor mai mulți. Domnul însă dorește să slujească de mântuire. Când slujește de mântuire? Când o citesc. Ferice de cine citește, de cel ce ascultă și de cel ce împlinește cuvintele acestei cărți. Apocalipsa 1, versetul 3. Pe ăla îl fericește Dumnezeu. Cunoștința adevărului. Este un lucru mare să cunoști adevărul. Nu toți îl cunosc. O distorsionare a adevărului ca niciodată la ora actuală. O răsturnare a valorilor, extraordinar, interpretare greșită a cuvântului, răstălmăcită, Hristos mincinos. Și ce înseamnă asta? Erezii nimicitoare. Astea sunt. Dumnezeu să ne dea sfânta pocăință. Pe cel ce se pocăiește însuși Domnul, este cel ce îl învață, îl călăuzește. Auziți ce spune și în Faptele Apostolilor, capitolul 11. Spune aici cuvântul foarte frumos, versetul 17 și 18. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Vrei viață spirituală? Cu cât mă pocăiesc mai mult în fiecare zi și după 50 de ani de pocăință, mă pocăiesc mai mult, Dumnezeu îmi garantează viață mai mare, mai multă. Și Domnul a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Dragul meu, acum suntem aici, cercetează-te, ai viață din plin? E funcție de pocăință. Mă pocăiesc mai mult, viața va fi mai din abundență. Dar știți, de multe ori eu zic, Doamne, chiar din punct de vedere fizic, sunt revitalizat fizic, întărit. Cu cât mă pocăiesc, cu atâta și fizic, Dumnezeu îmi dă putere în trupul acesta vulnerabil. Ce spuneți? Merită să ne pocăim. Dumnezeu să lase un duh de pocăință. Dumneavoastră sunteți, slavă Domnului, dar încă sigur mai încape pocăință la oricare dintre noi. Auziți ce se mai întâmplă prin pocăință? Încă un lucru, zice aici foarte frumos în capitolul 31, 37 și 38 din Fapte, capitolul 2. Citim 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și întoarceți și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Prin pocăință păcatele ne sunt iertate. Chiar atunci când am greșit înaintea Domnului, noi mai greșim. Noi ne pocăim în sensul că ne căim, recunoaștem și cerem îndurare și clemență de la Dumnezeu. El este Cel ce ne garantează prin pocăință iertare. Ne-a iertat atunci când ne-am întors la El și de atunci și până în momentul trecerii în veșnicie. El mereu ne iartă când venim la El și ne pocăim în sinceritate și ne recunoaștem greșelile pe care le-am făcut. Dumnezeu să binecuvinteze toată biserica. Dumnezeu dă pocăința. Dumnezeu este Cel ce dă îndurare. Sigur, sunt multe despre pocăință. Aș mai vrea să amintesc ceva, mă uit și la timp, în același mod, că trece foarte repede.
Deci să nu uităm, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Trebuie să credem. Un al doilea lucru, trebuie să ne pocăim. Un al treilea lucru pe care vreau să îl amintim, trebuie să te lepezi de tot ce ai. Pe prim plan trebuie să fie El. E un cuvânt foarte tare în Luca de bunoară, capitolul 13, versetul 16, citim 14, versetul 33, Luca 14, 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Dacă voiește cineva să vină după mine, apropo, în această zi, când plecăm de aici, latura morală asta va fi că Domnul într-adevăr a lucrat și am primit cuvântul Lui. Doamne, cum sunt? Vreau să mă apropii de Tine, vreau să vin după Tine. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de tot ce are și să mă urmeze, să se lepede de tot ce are, să-și ia crucea, spune acolo în Luca, în fiecare zi. Știți ce înseamnă cruce? Înseamnă o cară, prin definiție. Cruce înseamnă o cară, înseamnă dispreț. Înseamnă batjocora, înseamnă accepta batjocora, ocara, disprețul. În fiecare zi să o accepți crucea. Și să mă urmeze. Lepădarea de sine nu e un lucru mic, e un lucru mare. Să te lepezi. Apoi tot ce ai să nu constituie problema numărul unu a vieții tale, ci pe prim plan să fie Domnul Iisus Hristos. Știți ce a spus tânărul bogat? I-a spus, cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu, spune Marcu, capitolul 10, zice, cei ce se încred în bogății, vedeți, nu bogăția, nu banul e rădăcina tuturor relelor, iubirea de bani. Când pe prim plan este iubirea, e banul, e un pericol real. Banul poate fi un bun servitor, dar un teribil stăpân. Când pune stăpânire pe cineva, e un teribil stăpân, te face praf. De-aia spune, auziți, curvia sau lăcomia de avere. Lăcomia de avere este pusă alături de adulter, de curvie, extraordinar. Lăcomia de avere. Zice, Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele, dar pe prim plan să fie El, că fără El nu mă pot bucura. O bucurie adevărată este numai în prezența Lui. Doamne, umple-ne inimile de bucurie. Proverbe 15:15, cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat. În fiecare zi să ai un ospăț, bucurie, fericire, dar să numai în prezența Lui. Numai atunci când pe prim plan este El, nimic altceva. Doresc în inimile celor patru, Domnul să rămână Domn și Mântuitor. Pe prim obiectivul vieții lor, ținta să fie Domnul, să fie cuvântul. Dorința de apropiere, tot mai multă și tot mai mare. De aceea doresc încă o dată Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Apoi un alt lucru pe care mai vreau să-l amintesc. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Trebuie să rămâi până la capăt, până la sfârșit. Până la capăt. Când e capătul? Când ne cheamă Domnul în veșnicie. Sau capătul dacă suntem în viață la venirea Domnului. Ce tragedie va fi la venirea Domnului. Dar și când la ora actuală atâția care sunt chemați în tinerețe, la anumite vârste. Biblia spune că viața omului pe pământ este de 70 de ani, de 80 de ani. Dar nu scrie nicăieri că voi ajunge și eu atâta, sau tu. Și tineri și de toate vârstele, aia Biblia ne învață în orice clipă. Zice, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că numai ziua de azi e a mea, atât. Nici măcar ziua de mâine nu e a mea. Nu știu ce va fi în continuare. Tot timpul, azi eu trebuie să fiu pregătit. Tânărul bogat, știți ce spune, cât de a nevoie vor intra. Și-o zis, mai repede trece o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția cerului. Adică un om poate să n-aibă și nimic și să fie să creadă bogat. Să creadă din punct de vedere intelectual că este bogat, familiar și așa mai departe. Și ucenicii l-au întrebat pe Domnul, Doamne, atunci cine poate fi mântuit? Zice, cei cu neputință la oameni este cu putință? Dar cum, face Domnul excepții? Da, de unde? Nu face excepții. Nu face derogări. Nu există favoriți la Domnul. Nu există așa ceva. Pentru El toți suntem creatura mâinilor Lui. El pe toți ne iubește. Dar cum se interpretează versetul acesta? Cei cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu, dacă vede că ești lipit de ceva, te poate face să pierzi totul, să nu mai ai nimic.
Și după ce ai pierdut totul, financiar, intelectual, profesional, familial, să te legi de Domnul. Dar frumusețea este atunci când ai totuși putere, tărie, energie, atunci să-L slujești în prim plan pe Domnul. Eu doresc Dumnezeu încă o dată să binecuvinteze pe cei patru îmbrăcați în alb. Dar să ne ajute și nouă tuturor să slujim. Vreau să închei cu ce spune autorul epistolei către evrei. Spune aici în capitolul 3, versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa Lui și casa Lui suntem noi, peste casa Lui Dumnezeu și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Versetul 14, o reluare. Căci dacă ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, vom fi ai Lui. Doamne, ajută-ne până la capăt să rămânem aceiași. Și mi-aduc aminte de un mare gânditor al vremii noastre, printre altele el spunea un motou: e un mare lucru ca un om să rămână mereu același. Să rămâi constant și atunci când ești încercat în vale, și atunci când ai biruinți în toate domeniile, și atunci când ești sănătos, dar și atunci când ești bolnav, să rămâi totuși același, constant, încrezător în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vineri am adus salutul Bisericii Betel din Arad și îl aduc și astăzi. Salutul nostru este 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și acolo spune Biblia așa: voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și eu continui, și răsplata dorim să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Amin.